Cei 14 studenți ai Facultății Cadastru și Drept de la Universitatea Agrară, care de vineri au intrat în carantină, sunt asigurați cu hrană de către instituția de învățământ superior. Ceilalți aproape 50 de oameni care locuiesc într-o secțiune separată a căminului de tip familial nu au interacționat cu studenta bolnavă de COVID-19 și se află în autoizolare. Astfel, doar câte un membru de familie poate să meargă la cumpărături. Precizările au fost făcute de către pretorul sectorului Râșcani, Vlad Melnic, în cadrul ședinței primăriei. Bucata aceea de cămin unde stau studenții este în izolare. Acolo este organizat de domnul rector toate necesare ce ține de dezinfectanță, hrană, așa mai departe. Acolo stă post de poliție 24 de ore. Potrivit directorului Universității Agrare, studenții sunt hrăniți de două ori pe zi. Căminul Facultății Cadastru și Drept a intrat în carantină vineri, după ce o studentă a fost diagnosticată cu COVID-19. Totodată și căminul Facultății de Economie al aceleiași universități află în carantină, după ce un student a fost confirmat cu noul coronavirus. În acest cămin sunt 10 studenți care miercuri urmează să iasă din izolare, dacă nu se vor depista noi cazuri de îmbolnăvire.